Sala de repetiții la Radio Trainer Florian Pitiș. Bun găsit, dragi prieteni, sunt AG Bilic și așa cum se întâmplă în ultimele luni încoace, sâmbătă, la ora 1, vă dau binețe, vă spun bun găsit de aici din sala de repetiții de la Trainet, un radio în culori. Încă o zi cu soare, încă o zi frumoasă, dar nu-i așa, este ora prânzului, este ora la care, indiferent de ce am făcut noi de dimineață sau de ce am făcut aseară sau de ce vom face noi diseară, este momentul să ne relaxăm, să ne tragem puțin sufletul, să ne liniștim și să ascultăm muzică bună, muzică bună și muzică live, așa cum se întâmplă de fiecare dată, că doar suntem în sala de repetiții, nu? Și aici totul este pe bune. Avem astăzi invitați care au venit de departe să fie cu noi și să fie cu voi și să vă cânte piesele lor cele mai bune. Le spunem așadar bun găsit și ascultăm astăzi la Trainet pe invitații noștri speciali luni la teatru. Zeci de ani o viață albastră, m-am născut să râd, să plâng, nici nu știu. Oameni ori mă înconjoară și spune-mi tu ce văd sau simt. Prieten bun, ce ești la toate, te gândești mereu.
de repetiții. La Radio Trainet Florian Pitiș. Thank you.
sala de repetiții. Chiar dacă astăzi sunt albastră, sper că nu ați uitat de elefanțelul mov pe care l-ați văzut data trecută, mai precis de premiile pe care le puteți câștiga rămânând alături de noi până la capăt și, nu în ultimul rând, votând săptămână de săptămână trupa voastră favorită. Vă reamintesc, este vorba de o invitație în studio aici la sala de repetiții pentru a vedea cum se întâmplă lucrurile live și de asemenea de un tricou cu un foarte frumos elefanțel mov oferit de către Wing Design. Revenind la momentul actual, luni la teatru, așadar astăzi la sala de repetiții, o trupă în premieră, n-ați mai fost la noi până acum, așa că ne bucurăm să vă cunoaștem, bine ați venit! Radu, solist, vocal, chitară, Ionuț, chitară, Dorin este la clape, Liviu este la bas și acolo cu șapcă proaspăt spălat pe cap, deși nu se vede de șapcă, așa cum ne-a spus înainte, este Dan. Mulțumim frumos că ați făcut drumul ăsta, tocmai de la Bacău, asta este un vot de încredere pentru noi și asta înseamnă că până la urmă chiar reușim să facem ceea ce ne propunem și anume să le oferim trupelor tinere care au ceva de spus, care pot să cânte bine o rampă de lansare așa cum își dorea Moțu Pitiș. Cum ați aflat de sala de repetiții? Bine, noi știm de emisiune. Așa. Cel puțin de 3-4 ani. Ok. Și am mai urmărit. Și acum v-ați luat inima în dinți și ați zis... Da, invitația a fost chiar o surpriză pentru noi. E ok. Ne bucurăm că am ajuns. Luni la teatru, o trupă înființată în 2009. Am citit eu un prezentarea pe care mi-ați trimis-o. Da. E bine, e bine, e bine. Cine a fost cu ideea? Vrei să ne... Uite că și-a tras microfonul Dan. Gata, acum să știi că te-am văzut. Bună ziua, în primul rând, tuturor. Păi ideea trupei... În 2009 m-am întâlnit undeva cu Radu la o cafea, să zicem așa. Așa, bun. Și el tot mă bătea la cap. Mă, hai să facem o trupă, hai să facem o trupă. Și pe mine mă bătea la cap. Da, știu asta, știu. Și pe mine. Pe mine nu. Ideea era... Pe tine după aceea. Păi ideea a fost în felul următor, că hai să facem trupă. Johnny fiind deja în București, era un pic cam dificil să facă ei doi trupă. Și atunci am zis, hai să încercăm noi, știu eu, pe cineva cu clapele, hai să vedem ce iese. Și atunci a apărut Dorin. După care a apărut Liviu, am avut un alt chitarist, un fost coleg, care a preferat să meargă pe un alt drum, pe un alt proiect. Și atunci am apelat la Johnny și am spus, Johnny, știu că ești puțin cam departe față de noi, dar hai să încercăm totuși, există tehnologie, mail-uri, chestii, hai să vedem ce iese. Asta vreau să vă întreb, să nu spuneți, repetați cu el pe Skype cumva sau... Nu chiar. Pe Skype, nu. Dar fiind tehnologia destul de avansată, am zis, facem o înregistrare mică în sală, o trimitem la București, Johnny face partea de chitară, o trimite și tot așa. Și atunci chiar mi-am amintesc prima cântare cu John. De fapt a fost în Club A, iar Dorin și cu Liviu chiar au făcut cunoștință pe el pe scenă. Pe scenă. Bună, eu sunt Liviu. Da. Vorbim după cântare. Nu ne cunoșteam. Da. Wow, da. Deci a fost o chestie simpatică că a urcat Johnny pe scenă. Bună, eu sunt John. Bună, eu sunt Liviu. Patru bețe, Dan, hai. Și am plecat. Și am plecat, și da. Și cum a sunat? Bine că v-ați potrivit, pentru că știu că de regulă trupele repetă mult înainte. Deja trimisese. Erau trimise piesele. Păi a fost chiar bine, dacă stau să mă gândesc, fiindcă am mers în finală unde am ieșit chiar pe locul 2, fiindcă era un concurs la Festivalul Club A. Da, vom vorbi și despre... Ați totuși, în perioada asta, ați avut cântări, ați participat la festivaluri, ați cântat pe aceeași scenă și cu alte nume cunoscute ale rockului românesc. Una peste alta, mă bucur că și inima Moldovei bate rock până la urmă. Știam că, de exemplu, există un mare festival la Buzău, dar vă mărturisesc și le mărturisesc și celor care ne privesc acum că habar nu aveam că în Bacău există trupe de muzică rock. Nu suntem singuri. Nu sunteți singuri. Nu. Aici susțin ideea asta pentru că a fost o perioadă moartă de vreo, cred că mai bine de vreo 6 anișori. Cam așa. 10. Vreo șase anișori în care piața muzicală în Bacău, piața muzicală, impropriu spus piața muzicală, dar evenimentele în Bacău nu se țineau
cu trupe, se țineau mai mult cu DJ, cu altceva, erau cu totul altă poveste. Nu prea se cânta live, altfel spus. Și ce s-a când a fost boom-ul cluburilor live care au apărut implicit în provincie, foarte multe. Adică s-a întâmplat chestia asta chiar prin 2010, au început să apară. Și asta a încurajat apariția trupelor. Toată lumea vedea trupe cântând, hai să ne facem trupă. Știi că am avut acum 5 ani, hai să ne facem și noi. Și tot așa. Și chestia asta se întâmplă toată țara, am observat. Da, este foarte bine. Se revine la moda live. Inclusiv în Iași, inclusiv în Iași, oraș, să zicem, centru studențesc, universitar și... Când eram noi studenți, erau două trupe, cred că, marșelate. Erau ceva. Vreo trei. Să zicem trei, pentru un oraș universitar era extrem de puțin. Și când acum, eram eu exemplu, student, nu erau vreo trei, erau vreo două. Deci acum dacă venim, nu știu, dacă aș veni într-un weekend în Bacău, sunt șanse mari să văd concerte live. Da. Categoric, da. Chiar noi cântăm sâmbătă. Chiar săptămâna viitoare. Da. Deci sâmbata viitoare. Da. Exact. Acum e cam greu un pic să ajungeți înapoi, chit că... N-ar fi imposibil. N-ar fi imposibil, suntem obișnuiți. Bun. O curiozitate, altă curiozitate de-a mea și a celor care ne privesc acum și care nu v-au mai văzut până acum, este un nume neobișnuit pentru o format, pentru o trupă. Trebuia să v-am spus că vă întreb lucrul ăsta. Cum a apărut numele de luni la teatru? Foarte simplu. Deci vă spun că foarte simplu. Întâmplarea a făcut ca nucleul acestei trupe să se întâlnească în spatele teatrului George Bacovia din Bacău. Și am zis, mă... Chiar luni, la ora 6. Chiar luni la ora 6. Și zic, mă, luni, teatru, luni la teatru. Da. Bine, discuția a fost lungă până să se ajungă aici, dar... Ați avut o listă și ați bifat? Nu neapărat. Nouă ni s-a părut destul de ok numele și am zis, mă, hai să încercăm să-l facem un brand. Da, sunteți pe drumul cel bun. Este un nume inedit care, în mod clar, îți rămâne acolo în minte și chiar te face să dorești să... afli mai multe despre formație și mai ales o ascult, să vezi ce se poate întâmpla luni la teatru. Eu zic că se întâmplă bine și cam ce se întâmplă cu luni la teatru, dar la sala de repetiții. Sâmbătă. Aflăm sâmbătă. Într-o zi de sâmbătă, la ora prânzului, nu știu câte ceas doar cum e, undeva pe la 1 și un pic, aici la 3net, un radio în culori. We'll be right back.
șoptesc în cor. Tu și eu și soarele ce mai zâmbi. Și construim palate din nisip. În valuri ne pierdem, ne sărutăm sub luna albă. În valuri ne ascundem, doar mare e de partea noastră. De repetiții la Radio Trainet Florian Pitiș.
Sala de repetiții la Radio Trainet Florian Pitiș. O amiază de sâmbătă cu luni la teatru. Doar la sala de repetiții se poate întâmpla așa ceva. Foarte frumoase piesele. Mulțumim. Chiar îmi plac. Am observat însă că majoritatea sunt în limba engleză, din ce am ascultat până acum. Până acum am avut ceva piese care noi le avem făcute de 2 ani, să zicem. Chiar avem și înregistrate într-o formă destul de chiar profi. În ultimul an am cam renunțat la ideea de a cânta în engleză. De ce? Cine tu sau toată lumea la unison așa? Nu, am zis că probabil că acest mesaj în limba română ar fi mai ușor acceptat. Deci că tot românul se pricepe la politică, la fotbal, la apă caldă, la apă rece și la limba engleză, adică. Exact. Deci Am mers pe ideea că noi vom cânta în România, nu? Deocamdată. Dacă mergem mai departe, o să cântăm și în engleză. Da? Deci de acum încolo, fanii voștri să se aștepte la mai multe piese în limba română. Asta simțim acum. Și chiar e ok. Că, nu știu, probabil când vom mai face o piesă în engleză, poate la anul, nu știu. Bun. Apropo de simțit, este ceva pe lumea asta care v-ar face să renunțați la muzică? Nu am auzit nimic, dar să știți că aici se dă din cap așa. Nu. Pot să dau din cap la microfon? Nu, nu. Da, dar tot nu se aude. Se vadă. Dar de ce ai pus întrebarea asta? Nu știu, mă gândeam că în general foarte puțin oameni reușesc să-și descopere menirea în viață și probabil că atunci când îți descoperi această menire, abia atunci chiar nu ești dispusă pentru nimic în lume să renunți la ea. Așa e? E muzica o menire pentru voi? O vedeți ca pe un... O
Da, omenirea voastră în viață. E unul din hoburile principale, cel puțin pentru mine. Adică asta visez toată ziua. Ok. Asta este. Deci asta este. În momentul în care visați la ceva toată ziua, înseamnă că acel ceva este în sângele vostru și pe ăla îl faceți. Și dacă o să-l faceți cu foarte multă pasiune și foarte multă hotărâre, o să vă fie foarte bine. Eu așa cred. Eu cred că tot ce îți propui în viață se poate realiza. Indiferent de piedici. Bun, ok. Bun, uite, vezi, după aceea să nu mă întrebați de ce vă întreb. Care a fost, să spunem, cea mai mare piedică cu care v-ați întâlnit în cariera voastră de muzicieni și pe care ați depășit-o? Și cum ați depășit-o? Primul lucru, sala de repetiție. Ah, ok. Da, corect. De ce? E atât de complicat? E foarte complicat. Păi, în primul rând, când încep să lovesc o tobă sau un cinel și așa mai departe, vă dați seama că deranjez pe multă lume. Dacă ești într-un bloc, deci oricum ideal este să-ți faci sala de repetiții într-un garaj, eventual. E cam greu cu garajul. Sau la casă. De preferat într-un studio. Oh, ok, într-un studio, da. L-aș completa puțin pe Dan. Te rog. Și aș adăuga aici și oamenii. Contează foarte mult. Degeaba când cu niște profesioniști, dacă nu sunt oameni. Da, am auzit. Asta des întâlnită. Am avut mai multe proiecte în care tot la fel m-am simțit bine, dar până la un moment dat când acei profesioniști nu au mai făcut față programului și s-au retras ușor, ușor. În primul rând, noi suntem prieteni. Corect. Și viețile noastre se cam întâlnesc și în afara sălii de repetiție. Și în afara sălii de repetiție, da. Și destul atunci, de des. Da, și atunci vă dați seama, prieteniile legate, împărțim aceeași pasiune. Ne învățăm unii pe alții. Mm-hmm. Mai țipăm unii la alții, ne mai certăm, ne mai... Da, și trecem mai departe. Da. Asta cu prietenia este o trăsătură pe care am întâlnit-o la toate trupele. Cred că toate trupele care au venit la sala de repetiții ne-au spus același lucru. Faptul că ei sunt și foarte buni prieteni în afara scenei. Mulți au fost colegi de liceu sau de facultate și acolo s-au întâlnit. Păi trebuie să rezonezi cu acea persoană, da, ca să te poți înțelege. Că altfel... Așa, aducem o partitură, o citim, el citește o partitură, ne adunăm, am făcut repetiția, a ieșit spectacolul, mulțumim frumos, la revedere. Dorin. Da. Deci am sala de repetiții, oamenii, alte... Nu știu, eu... Emoții, sentimente... Nu, eu când de când mă știu, adică nu mă văd făcând altceva, sincer. Dar și prin natura... Eu aș completa cu lipsa timpului. Ah, da. Da, știu că e o chestie foarte importantă. Încă în România lucrurile se întâmplă așa, în afară, cred, de 2, 3, 4 trupe foarte mari care deja au niște onorarii foarte mari și care cred că își pot permite să trăiască din muzică. Știu că, în general, celelalte trupe se împart între serviciu, viața de artist și serviciu și familii. Pentru că... Dar noi nu ne plângem. Unii au și familii și... Nu ne place așa deocamdată. Da, foarte bine. E evident că vă place, se vede din modul în care cântați. În continuare, ce ascultăm? Tot două piese de ale noastre. Una sau două trebuie să cântăm? Una. Cred că acum... Reclame? Nu. Reclama este la sala de repetiții și... Nu, cred că după playlist-ul vostru era o piesă acum. Da. Ok, se numește Ultima zi. În limba română. Da. Este una din piesele mai noi? Mai să noi. Zicem mai noi și mai ciudate. Wow! Hai să auzim! Hai și să auzim mai o... fie și mai ciudată. Și mai ciudată. O primă piesă ciudată cu unul la teatru, aici la sala de repetiții, la 3net, un radio în culori. Aruncă
sala de repetiții. La Radio Trainet Florian Pitiș. Mie nu mi s-a părut ciudat, dar până la sfârșitul emisiunii cred că vom avea ocazia să vedem, să aflăm dacă într-adevăr se poate ciudat sau mai ciudat de atât. Oricum, în prezentarea pe care mi-ați trimis-o scrie că voi abordați un rock alternativ cu influențe progresive și aici cred că s-au simțit. Încep să se adevărească puțin. Da, încep să se adevărească puțin. Care a fost momentul în care v-ați dat seama, întrebarea valabilă pentru fiecare dintre voi așa pe rând, ca să reiau un pic de unde am rămas data trecută, că vreți să faceți muzică? Aici la tine știu. Deci ai spus, tu probabil te-ai născut cu clapa sau a fost mai întâi alt instrument? Pian. Ok. Radu, că ești aici lângă mine. Când ai știut că vrei să... N-am știut. N-ai știut? Dar la un moment dat ai aflat. Nu, mie, nu știu, de până la 15 ani mi-am început să urmăresc MTV, chestii, trestii și mi-a plăcut tot ce înseamnă. Așteptam, țin și acum minte, când veneam de la școală, era MTV-ul și eu deja îmi luam chitara și încercam să fac ceva, cu toate că habar n-aveam ce se întâmplă acolo. Cine îți plăcea cel mai mult la vârsta aia? Ba, era la modă, nu știu, Nirvana, nu mai țin minte... Okay. Și chestiile astea tot a evoluat, ca și gusturi muzicale, ca tot descoperind diverse chestii. Acum? Din România sau? Din oriunde, nu contează. Probabil că m-aș gândi cel mai mult la Porcupine Tree. Ok. Trec la Dan, că e așa, e față în față cu tine. Pe scenă sunteți un pic, pe scenă stă cu spatele la tine, acum chiar aveți ocazie să vă vedeți. Chiar mă bucur, îl văd și eu la față. Da, în sfârșit, vezi tu solistul la față. La tine cum a fost? Păi, e un pic dificil pentru că eu am urmat un liceu de artă și mi-au... Să nu spui că desenezi frumos. Ba da, eu încerc, dar cu bețele să desenez. Așa, și am început undeva în clasa a 5-a, probabil. Nu probabil, sigur. Așa. O întrebăm pe mama ta dacă... Probabil, nu, probabilitatea a fost că eu am vrut chitară. Și în momentul respectiv nu aveau clasă de chitară și au zis, mă, trece-l bun pe ăsta la percuție, că n-avem loc și rezolvăm imediat problema. Deci trece-l la percuție, vezi dacă e în stare să țină două bețe în mână. Și atunci a fost acel click care s-a declanșat pentru mine. Mi-au plăcut instrumentele de percuție și după care a urmat cursul firesc, liceul de artă și așa mai departe. Și așa mai departe. Ai vreun toboșar preferat? Oh, sunt mulți. Un model? Sunt mulți. Idol. Dar ca și stil de a bate toba, ca să mă exprim așa mai liber, îmi place un toboșar german. Benny Greb se numește. Cu cine cânta? Să-l căutăm și noi, măcar să-l ascultăm. Are mai multe proiecte. Da, cu cine vrea. Ok, cu cine vrea. Și acum, ca să mă manifest talentul meu de scriitor, o să spun că tu, practic, desenezi cu bețele de la tobă în sufletele noastre de fiecare dată. Încerc, când încerc. Da. Liviu. Da. La mine, eu aș putea să zic că mă consider un om fericit. Am reușit să îmi îmbin ambele pasiuni. Prima fiind muzica și a doua geologia. Wow! Da, am reușit, chiar am reușit. Mă consider un om fericit. Am început prin liceu cu basul. Mi-a plăcut foarte mult. Iubesc frecvențele joase. Nu le suport pe celelalte. Chiar și la control, când am mers la audiogramă, o rugam frumos pe doamna, mai puțin cu celelalte, mai puțin, vă rog. Iar cu a doua, bineînțeles, facultatea de geologie, după care am urmat în continuare tot pe același domeniu, ca și serviciu, lucrând la ora actuală în acest domeniu. Și acum nu știu de ce vine să întreb când ai fost ultima dată pe munte. Spre rușinea mea? Ups! Snap! Anul trecut. Lasă că alții n-au mai fost nu, munte. Unde e cel mai frumos peisaj pe care l-ai văzut în România, pe munte? Să mergem și noi să vedem. Da. Rămân la Ceahlău. Chiar dacă e de la noi din Moldova, rămân la Ceahlău. Mie mi-a plăcut cel mai mult. Bun, deci gata, l-am pus și eu pe lista mea pentru vara asta și, în fine, ultimul, dar nu cel din urmă, Ionuț, care, uite, între timp puteți vedea... Am schimbat chitara. A schimbat chitara, da. Păi eu am început
cu acordeonul prima dată. John, wow, spune tot. Ups, John, wow, spune tot. Da, vedeți, aflați și voi. Și eu, mă duc aminte acum. Aflați lucru, da. Și am cântat o perioadă cu acordeonul, după aia am renunțat la acordeon. De ce? Te-ai plictisit? Nu ți se potrivea? Nu era pe stilul meu. Pe suflet, așa. Acum regret. Regret că nu am studiat mai mult și nu am învățat mai mult. După aia am avut o trupă în care am fost oboșar. Wow. Deci, da, ok. Am mai avut o altă trupă în care am fost basist și am rămas, între timp am studiat și chitară. Și chitară. Da, la clapă și la clapă? Un pic. Puțin și la clapă. Deci dacă vreodată, Doamne ferește, aveți vreo cântare și unul dintre voi are o problemă, eu nu-ți repede așa de la un instrument la doi instrumente. Nu mai fac sporturi de genul ăsta de foarte multă vreme. Am rămas la chitară și mă rezum doar atât la chitară. Chitaristul tău preferat? Bă, l-ai văzut pe Joe Satriani? Am făcut poză cu el. Ai făcut poză? Și ți-a plăcut concertul? Da. Am văzut un concert la Copenhaga cu vreo 3 ani în urmă. A fost... Între Steve Vai și Joe Satriani? Joe Satriani, clar. Joe Satriani. Bun. Limba română sau limba engleză? Ciudat sau normal? Acum ce avem cu voi? Golul la teatru? Cântăm o piesă într-o altă manieră, să zicem. E o variantă acustică, de fapt, a ceea ce am făcut noi inițial. Da, am citit că aveți și un proiect acustic cu... Și cu am făcut multe concerte, da. Ne-a coafat foarte mult varianta asta, dar le alternăm când mai facem așa câte o surpriză la prieteni. Bun, deci data viitoare vă așteptăm cu surpriza. Deocamdată, în formula asta, așa, cu putere și cu instrumente... Acum vom fi un pic mai soft. Teatru. Noi încercăm varianta acustică să vedem dacă ne iese un fel de jam session, așa facem. Ok, păi așa e, ca în sala de repetiții. Varianta acestei piese este mult mai dură și mesajul cred că poate să-l spună Radu, așa, printre picățele, să nu dăm chiar tot din casă. Urmărind tot ce se întâmplă la TV cu mare pasiune, acum ceva ani, erau toate știrile cu etnobotanicele, cu toate minunile. Și de aici a plecat ideea că să fac o piesă ca un fel de manifest la toată treaba asta. Și de aia se și numește Simplu Farmacia. Ok, hai cu farmacia. Hai cu farmacia la sala de repetiții, luna la teatru. Încerc să râd, promit, vreau doar să încerc. Tu știi cum e și nu îmi spui. Un pic vreau să văd cum e, nimic nu mă poate opri. Tu știi cum e și nu îmi spui. În somn călcâiele mă dor. De parfum, blocuri noi făcute în cimiții. În somn văd doar stele verzi lovit. Sper să mă trezesc. Știai cum e și nu mi-ai spus. Pe străzi suntem toți, pe străzi loviți, suntem toți loviți. Știai cum e și nu mi-ai spus.
mi-ai spus în somn. Dacă v-au plăcut luni la teatru, cel puțin la fel de mult cum mi-au plăcut mie astăzi, nu uitați să intrați pe pagina noastră de Facebook, să-i votați și să intrați astfel în cursa pentru unul dintre cele două premii ale noastre, tricoul alb cu elefanțelul mov oferit de Wing Design sau o invitație aici în studio să vedeți cum se întâmplă, cum se face sala de repetiții pe bune. Live aici la noi în studio, în T6, alături de echipa mea, extraordinară. Spuneați ceva de concerte, de apariții, săptămâna viitoare, unde vă mai vedem, când vă mai vedem, când vă vedem și în București. Noi în București am venit destul de des. Păi da, dar noi nu v-am văzut, adică eu nu v-am văzut și tocmai de-aia nu vreau să ratez următoarea apariție. Deocamdată pentru București n-avem nimic stabilit. Bun, dar aveți am mai avut o sesiune de înregistrare de asta. Da, deocamdată chiar lucrăm la capitolul ăsta. Ok. Avem un concert sâmbătă, abia l-așteptăm. Sâmbătă viitoare acasă. Acasă. Da, Ionuț va fi acolo live, da, nu e absolut. Pe Skype, da. Absolut. Ok, așa, deci încă nu e. N-am încercat varianta asta. Da, ar fi chiar o chestie inedită, nu știu dacă funcționează. Chiar ne bucurăm acasă, chiar avem un feedback foarte bun. Unde aveți cei mai mulți fani? Până acum, da. Acasă? În cluburi, da, acasă. Acasă. Bun. Deci săptămâna viitoare sâmbătă, luni la teatru, cântă în Bacău, unde, cum se numește locația? S4. Bun. Înregistrați, adică ne pregătiți un album? Avem un lucru, chiar și un clip. Album prematur să discutăm. Ok, bun.
pagina de Facebook, site? Este. Site nu, dar pagina de Facebook. Nu, deocamdată nu avem site, pagina de Facebook este deja activă de ceva vreme. Vreau să-l rog pe Radu să povestească puțin despre videoclipul piesei No Wasted Time, pentru că ăla a fost primul nostru videoclip cu fostul chitarist, mă rog, în fine, o poveste mai veche. O poveste, da, am văzut și eu pe da, YouTube. Clipul ăla, un prieten din București, Adi Bălboacă, el a venit la Bacău, ne-a filmat acolo, iar apoi a zis că de restul mă ocup eu. Și am zis, bine, nu putem să facem clipul doar cu noi. Adică să, nicio problemă, mă ocup tot, fac eu, nicio problemă. Și ne-a trimis peste o săptămână, clipul gata făcut, el a găsit actori, el l-a filmat în Bucureștiul vechi, niște cadre chiar foarte reușite. Și noi când l-am văzut, am zis, wow, adică... Și aia chiar a fost o treabă tot așa, ad hoc, extrem de reușită. Tot online am lucrat, să știți. Da, da, da. Deci online și ad hoc, iată două atribute care, contrar așteptărilor, pot să dea rezultate foarte bune. Vedeți ce se întâmplă cu trupa luni la teatru. Sala de repetiții se pregătește să-și închidă porțile. Asta ne-a fost spațiul alocat pentru astăzi, nu știu cum e. Probabil că la voi puteți să stați așa cât vreți, de dimineață până săptămâna următoare. Continuăm spectacolul între noi aici, nicio problemă. Da, da, da. O ultimă întrebare și cu asta gata, chiar trebuie să terminăm. Care a fost cea mai lungă perioadă de timp pe care ați petrecut-o în sala de repetiții? Așa, pusă cap la cap, câte ore? Dacă vă gândiți acum. 9? Nu, eu cred că un weekend când a venit John. Da. Cred că un weekend întreg. Am venit, când am venit? Vineri? Da. Vineri. Așa, ați mai ieșit de acolo? Și am continuat-o până duminică. Până duminică dimineață. Cam așa. Sala de repetiție, așa cum vă spuneam, se apropie de final. Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim. Și noi vă mulțumim frumos. Mulțumim frumos de invitație. Și ne-ați cântat și vă mai așteptăm. Vă mulțumesc și vouă celor care ne-ați urmărit astăzi și vă dau întâlnire la o nouă ediție a emisiunii sâmbătă viitoare, tot aici la Trainetul Radio în Culori, de la ora 13. Până atunci, un weekend frumos în continuare, un weekend plin de soare și de iubire și o ultimă piesă pentru astăzi cu Luni la teatru. Sunt aici, nu,
aș fi, te sperie puțin. Sunt aici și bine că zâmbești, și bine că șoptești. Rămâi cu mine, rămâi la fel. Rămâi cu mine, în somnul greu. Sala de repetiții la Radio Trainet Florian Pitiș.